Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video la mine pe canal. De data aceasta un video static, nu mai facem daily vlog astăzi, așa cum v-am obișnuit, dar voi continua în zilele următoare să filmez. De data aceasta am zis să vorbesc cu voi despre un subiect și aș fi tare curioasă să aflu și părerile voastre în comentarii. Ascultați-mă până la final, nu luați... cum să spun, decizii pripite și să vă poziționați de o parte sau de alta a taberei fără să urmăriți tot acest video. Aș prefera ca oamenii care îmi lasă comentarii să urmărească întreg videoul și apoi să lase comentarii. Acum că am precizat toate aceste lucruri, precizez și de faptul că vă puteți abona dacă nu sunteți abonați la canal, dați acolo subscribe și o să primiți notificări. Dacă aprindeți clopoțelul, primiți notificări de fiecare dată când postez. Subiectul de astăzi este sărăcia. Vreau să vorbesc cu voi despre sărăcie. Înainte însă să intrăm în subiect, am primit câteva întrebări pe canal despre dinamica familiei mele, despre cum se întâmplă lucrurile, pentru că, în general, atunci când filmez, mă expun pe mine, prefer să nu expun oamenii dragi, în afară de iubitul meu care și-a dat acordul să fie filmat, nu mi-am expus părinții, fratele nici atât, care nu dorește deloc să fie filmat și multă lume este curioasă de familia mea. Pentru cei care nu știți și sunteți noi pe canal, eu mă numesc Monica Ostașuc, sunt din satul Măriței, comuna Dărmănești, județul Suceava. Ce pot să zic? Am făcut școala generală în sat, apoi am mers la liceul la Spiru Haret, unde... am fost așa, adică am fost tocilară, am învățat bine. După aia am dat la facultate la Cluj, la facultatea de jurnalism. Din totdeauna mi-am dorit să fac jurnalism. Nu contează în ce formă, la ce televiziune, sub ce aspect. Eu simțeam că asta trebuie să fac. Mi-am îndeplinit visul, acum sunt jurnalist, lucrez la un post regional de televiziune și în timpul liber fac YouTube, în timpul liber mai montez materiale pentru diferiți clienți și cam cu asta mă ocup eu. Provin dintr-o familie, cum să zic, de 4 persoane, hai să zicem așa. Da, deci mai am un frate care este mai mare decât mine cu 7 ani, care în momentul de față locuiește la Iași cu iubita lui. Apartamentul în care noi stăm este apartamentul fratelui meu. El intenționează să rămână oarecum o perioadă mai lungă în Iași și atunci noi stăm aici... adoptați, ca să zic așa, și tatăl meu el în general a lucrat în construcții, a fost sudor, apoi a lucrat în construcții și ultima dată, în ultimii ani, a lucrat la o firmă de amenajări exterioare, iar mama lucrează la brutărie deja, cred că de câțiva ani buni. Nu știu să vă zic de câți ani lucrează la brutărie, dar lucrează. Și inclusiv acum este plecată la muncă, eu locuiesc cu ea, eu stau cu ea, doar că noi nu prea ne vedem. Ea merge la muncă de noapte, eu când merg la muncă, ea se întoarce și tot așa. Deci facem cumva cu rândul acasă și uneori ni se întâmplă să nu ne vedem o săptămână întreagă. Știm că locuim aici, dar nu ne vedem. Dar ne vedem la sfârșitul săptămânii și atunci mai stăm și mai vorbim. Am o relație specială cu mama mea. Cu tata relația este una așa mai dură, dar tot este o relație foarte bună. Și legat de dinamica... Și o să înțelegeți că introducându-vă într-un astfel de context, o să mă ajute pe mine să dezvolt subiectul pe care vreau să mă axez în videoul acesta. Pentru că e foarte important să precizez de unde provin, care îmi sunt rădăcinile, din ce familie vin. Vin dintr-o familie modestă. Noi, în general, când mă întrebați cu mâncarea, cum suntem, că suntem separați sau de ce facem cumpărături separate, nu suntem. Adică dacă mama face o ciorbă, o să mănânc și eu ciorbă sau așa, dar ea ține foarte mult post, are foarte multe zile de post în care nu mănâncă carne, nu mănâncă lapte, ouă. Și eu nu prea pot să țin post, pentru că mi se face rău. Încă nu sunt atât de desăvârșită să pot să țin post. Nici nu m-am axat pe lucrul acesta. Cred că dacă mi-aș propune, poate că aș reuși.
De aceea uneori facem mâncare separat, pentru că eu gătesc cu carne și ea fără carne. Ăsta este motivul, dar în rest facem lucruri împreună, facem prăjitură împreună sau chestii de genul acesta. Dar cumva suntem așa, ce vreau eu să-mi cumpăr, dacă vreau să-mi cumpăr, nu știu, brânză, telemea sau așa și ea nu mănâncă brânză că ține post, atunci eu voi cumpăra separat, voi face cumpărături separat. Cam asta este dinamica, nu știu ce altceva să vă zic, locuim împreună, eu cu mama, dar ne vedem un pic cam rar. În rest, cu iubitul meu încă nu m-am mutat împreună, o să urmeze în viitorul apropiat, sperăm să reușim să facem și pasul acesta să ne mutăm împreună. Deocamdată stăm fiecare la căsuța lui, ne vedem cam, nu știu, de două ori pe săptămână, mai mult nu reușim pentru că amândoi lucrăm și avem joburi foarte solicitante. Iubitul meu, că vreați și interviu cu el, o să mai vorbesc cu el să văd dacă este de acord. Cred că este de acord pentru că este foarte deschis, adică chiar nu e genul care să nu apară niciodată să nu-l filmez deloc. Nu, el este foarte deschis în tot ceea și mă susține în tot ceea ce fac, doar că n-aș vrea eu cumva să-l pun într-o postură în care el să nu se simtă confortabil și să o facă doar de dragul meu. La cum îl știu pe Ciprian, el ar face, ar filma alături de mine doar de dragul meu, doar să mă vadă pe mine fericită, că sunt fericită că l-am adus și pe el să filmăm un video împreună. Dar dacă eu știu că în adâncul sufletului lui poate el nu se simte atât de confortabil, atunci nu vreau să îl oblig să facă chestia asta. Când o să vină de la sine, o să vină de la el și o să vină natural, atunci cu siguranță voi face un video împreună cu el. Noi mai avem video pe canal, adică nu, dacă vreți să-l vedeți, să-l cunoașteți așa ca om, avem video, puteți da normă, am gătit împreună, am făcut nu știu ce joculeț împreună, am făcut și interviu împreună, adică aveți de unde să vedeți vloguri cu iubitul meu. El cheamă Ciprian, este cu un an mai mare decât mine și lucrează în domeniul cadastral. Lucrează de acasă pentru o firmă din București, împreună cu fratele său care este geaman. Și da, m-ați întrebat de 1000 de ori dacă are un frate geaman. Da, are un frate geaman, iubitul meu. Și mi se pare că au fost în aceeași placentă pentru că seamănă foarte bine unul cu celălalt. Bun, acum că am clarificat lucrurile legate de mine și de viața mea și de persoanele de care sunt înconjurată, putem să trecem la subiectul principal al acestui video și anume sărăcia. Astăzi am decis să vorbesc despre sărăcie și mi-a venit ideea asta după ce am văzut un video pe TikTok. Am dat așa random, scrollam pe TikTok și mi-a apărut un video de la o asociație al unei fetițe care spune că este rușine. O să las videoul acum aici. Până iar cum mă duc la școală, sunt supărată, pentru că toți mă gâd. Ce s-a întâmplat? De ce te râd? Păi zici că n-am haine, am o casă stăcată, de ce? Că văd că nimeni nu mă bagă în seamă. Acum o săptămână am prins că nimeni nu mă bagă în seamă. De ce crezi tu că unii copii sunt așa și râd de tine? Pentru că ei zic că eu sunt sărac. Și tu ești sărac? În familie zic că nu. Cum adică în familie zici că nu? Pentru că am familie, nu ca alții care stau pe sărade. Unii că mă întâlnesc cu unii care stau pe sărade, îi ajut, îi dau eu cât am rezumat. Spuneai de colega ta că râde de tine cu casa. Tu cum vezi casa pe care o ai? O casă mare pentru că pot să am adăpost, mă plouă, mă ninge. Și când treci ea pe aici, tu cum te simți? Unii nu mă bagă în seamă. Ea nu te bagă în seamă? Păi de ce nu te bagă în seamă? Mai mult le bagă pe alea care sunt mai bogate. Și tu ai vrea să te bagești pe tine în seamă? Așa, în videoul respectiv, fetița spune că este rușine să meargă la școală pentru că colegii râd de ea, pentru că este săracă și pentru că, da, locuiește într-o casă foarte modestă, părinții nu au posibilități financiare și primește bullying, da? Cred că ăsta e cuvântul. Eu filmez fără ochelari și o să mă tot uit în... Am pus oglinda ca să văd ecranul dacă filmează.
Problema este că eu am pus, adică mă văd cumva, dar nu văd prea bine, adică fără ochelari nu văd, dar am vrut videoul acesta să-l filmez fără ochelari. Revenind la subiect, fetița aceasta spune că primește bullying la școală, este marginalizată pentru faptul că este săracă. Și atât de tare m-am regăsit cumva, poate la o scară mai mică, dar m-am regăsit în ceea ce spune ea acolo. Și atunci am zis, hei, eu am o comunitate mică, într-adevăr, dar care s-a format în jurul acestui canal de YouTube, în jurul vieții mele, și cred că dacă am ieșit mai mulți dintre cei care am reușit să ne creăm niște comunități și să vorbim despre asta, cred că n-ar mai exista această discriminare, acest bullying pe seama sărăciei. Noi când ne naștem, și vreau să precizez niște lucruri, când ne naștem, nu se spune că copiii mici, când sunt doar niște suflete, își aleg părinții și familia în care să vină. Posibil. Poate că da, poate că nu. Cert este că familia în care te naști ți-o alege Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște în ce familie să te naști, în ce țară să te naști de pe acest pământ, când să te naști, perioada în care să te naști și din ce material genetic să vii, da? Ce strămoși să ai. Deci, practic, este o situație pe care noi nu ne putem alege conștient. Poate ca suflete ne alegem, nu știu, dar noi nu ne mai amintim lucrul acesta. Prin urmare, nu suntem conștienți când venim aici, în ce familie am venit. Da, putem să ne naștem într-o familie foarte săracă, putem să ne naștem într-o familie de romi, putem să ne naștem într-o familie, dimpotrivă, foarte bogată, cu nu știu câte, să spunem, apartamente, case și așa mai departe. Deci nu ține de noi. Nu este ca și cum, dacă învățai mai bine, te nășteai într-o familie mai bună. Sau dacă erai mai bună la suflet, te nășteai într-o familie mai bogată. Ca și copil, când ești mic, nu înțelegi. Mai ales dacă trăiești într-un mediu în care toți cei din jurul tău sunt copii din familii bogate, tu nu înțelegi, ca și copil, de ce ăla are și eu nu am. Este greu să înțelegi, ca și copil, de ce celălalt primește câte o jucărie în fiecare săptămână, să zicem, și eu nu primesc decât când e Crăciunul și Paștele. E greu să înțelegi, ca și copil, lucrul acesta. Sau de ce pe celălalt l-aduce mama cu mașina la școală și eu trebuie să merg pe jos și să depun efort și să mă chinui prin zăpadă, prin nămeți și așa mai departe. Eu m-am regăsit foarte tare în videoul acesta al fetiței respective și mi-amintesc că și eu am primit de câteva ori bullying în școală pentru faptul că sunt săracă. Eu provin dintr-o familie săracă. Când m-am născut eu, părinții mei au reușit cu eforturi foarte mari, fiind niște părinți normali, cu joburi absolut normale. Mama lucra în confecții și tata lucra la rulmentul. În, cum se numește, nu știu exact cum, sudor, cred că se numește, ceva de genul. Deci aveau niște slujbe absolut normale și firești pentru perioada din care ei provin. Pentru că trebuie să ținem cont și de aspectul acesta, în anii 90, să zic așa, erau alte meserii la modă, ca să zicem, da? Era să fii sudor, să fii instalator, să fii mecanic, astea erau meseriile căutate, da? Să fii croitoreasă, nu erau meserii de genul acesta, să vorbești în fața camerei sau să faci vlog sau să faci social media sau... Nu, deci ei aveau niște joburi absolut normale, cu salarii normale pentru acea perioadă și au reușit, ban pe ban, să cumpere o casă. Dar au cumpărat un teren de casă, o casă, de fapt, bătrânească, care are peste 100 de ani. Casa în care eu m-am născut, în satul Măriței, pe strada pe care n-am să o uit niciodată, care atunci când eu eram mică era încă pietruită, noroioasă. După aia s-a asfaltat, mult mai târziu s-a asfaltat, eram deja în liceu, mi se pare, când s-a asfaltat ulița de unde stau eu.
Deci eu m-am născut într-o familie foarte săracă, cu o casă de mai bine de 100 de ani, casă bătrânească, da? Cu un hol la intrare și nu mi-este rușine să vorbesc despre lucrul acesta, nu mi-este rușine să vă filmez casa și am filmat-o în foarte multe vloguri pentru că nu mi-este rușine cu rădăcinile mele, da, de acolo am plecat eu, acolo m-am născut, în acea casă cu două camere, aveam o cameră care era încălzită, da, cu o sobă de, nici măcar nu era de teracotă și acum este soba, că nu pot să vorbesc la timpul trecut, că n-au mai fost aduse din păcate îmbunătățiri casei, dar cu o cameră în care era o sobă cu plită, soba respectivă nu reușea să încălzească camera în mod uniform, jumătate de sobă în partea de jos rămânea, sobă de teracotă, de teracotă sau cum se cheamă, nu știu, rămânea rece, deja că iarna, dacă stăteai pe jos cu picioarele în camera care era încălzită, atenție, păi înghețai la picioare, te pișai pe tine de frig, ca să zic așa pe românește. Dar, de la mijloc în sus, era cald, deci dacă stăteai pe pat, erai asigurat că stai bine. Calculator am avut în clasa 1 și asta doar datorită faptului că fratele meu era mai mare decât mine cu 7 ani, și el trebuia să intre la liceu și avea nevoie obligatoriu de calculator, pentru că primea teme pe calculator. Și atunci părinții știu foarte, mi-amintesc foarte bine că au aplicat la programul acela Bani de Liceu, se numea, în care primeai primul calculator din acele fonduri date de liceu. Date de guvern, de fapt, dar prin intermediul liceului, prin intermediul inspectoratului școlar județean. Deci eu în clasa 1 am avut primul calculator, telefon, nu mai spun că am avut extraordinar de târziu, adică țin minte că primul telefon l-am avut când am intrat în clasa 9 la liceu. Deci până atunci eu n-am avut telefon și atunci a fost telefon cu butoane, țin minte și acum era un telefon mic, alb, cu butoane, era de fapt telefonul mamei pe care mi l-a dat mie pentru că un telefon mai bun era la fratele meu. Fratele meu fiind mai mare, avea nevoie de aparatură mai bună și atunci el avea un telefon mai bun. Eu aveam o ciornă, o cioată de telefon, ca să zic așa. Deci în clasa 1 am primit primul calculator și cu toate astea am învățat, am prins cum se face, cum să te joci. La început jucam jocuri pe el, după aia am învățat să scriu un Word, după aia am învățat să caut pe Google chestii. Deci, cam de acolo am plecat eu, dintr-o familie foarte săracă, cu două camere, vă ziceam, într-o cameră era încălzită, dar nici căldura aia nu era uniformă și mereu la picioare, mereu făceam, mereu răceam din cauza picioarelor reci, mereu făceam infecții urinare, pentru că, da, și toaleta era în fundul curții, așa cum este la țară, da, deci nu am avut toaletă în casă, n-am avut baie în casă, până târziu, până am mers la liceu. Până am mers la liceu, eu n-am avut baie în casă. După aia, în partea cealaltă era casa mare și acum este, da? Deci în partea cealaltă a holului este casa mare. În capătul holului era bucătăria unde mama gătea și gătea săraca în frig, pentru că nu era încălzită bucătăria, doar ce se încălzea de la aragaz și de la cuptor, dar nu era încălzită. Și în fundul casei, în fund de tot, era cămara. Cam așa era compartimentată casa. În casa mare n-aveai ce căuta, mai ales dacă între lunile de toamnă și până primăvara târziu, până nu se încălzea afară bine de tot, tu n-aveai ce căuta în casa mare că muriai de frig. Deci muriai de frig, te pișai pe tine, înghețai instant. Era mai frig în casa mare decât afară. Pentru că nu era podea. În casa mare, în casa unde am stat eu, în casa mare, era pământ pe jos, da? Și pământul era înghețat. Iarna, înghețat. Acolo țineam hainele de bune, acolo țineam frigiderul, acolo mergeam așa doar să luăm câte o haină, o aduceam în camera cealaltă să se încălzească și apoi o îmbrăcam. Nu puteai să îmbraci fâșul dacă îl aduceai din casa mare să-l iei direct pe tine, că înghețai, mureai de frig, adică... Deci trebuia să-l aduci în casă să se încălzească și apoi să îl îmbraci. Cam de acolo vin eu. Cam de acolo am plecat. Când eram mică, eram prin școala generală, țin minte că nu aveam trotuare, da? În jurul casei nu erau trotuare, erau... Cum se cheamă? Din chirpici. Cum se cheamă acele...
Vreau să zic plinte, nu plinte. Prispă. Prispă din chirpici. Aveam prispă din chirpici în fața casei. Într-o parte și în alta. Și țin minte că într-o vară, eu mă jucam cu fetele, aveam niște prietene, niște colege de școală cu care mă jucam și a venit la un moment dat, eu nu prea puteam, că vă dați seama, locuind într-o casă de genul acesta, foarte, foarte săracă, nu prea puteam să-mi chem prietenii la mine, să vină, să petrecem o noapte, să... N-aveam unde, n-aveam spațiu, adică noi locuiam cu toții în acea cameră. Gândiți-vă că baie, până am intrat la liceu, eu am făcut baie la Lighean și la Vană. Da? Deci de acolo am plecat. Făceam baie și făceam doar de două ori pe săptămână baie. Pentru că era dificil să faci de mai multe ori, nu-ți permiteai și nu dovedeai să încălzești așa apă. Nu puteai ca acum, ce acum vrei să faci un duș, te-ai dus la duș și ai făcut duș. Atunci nu, trebuia să faci baie cu programare, pentru că odată mă programam eu pentru baie și odată se programa fratele meu. Deci făceam cu schimbul de două ori pe săptămână baie, la Vană și la Lighean. Până târziu, atenție, eu așa am crescut și am trăit până târziu, până la liceu, până la 14 ani. Și țin minte că vă spuneam că într-o vară a venit o prietenă la mine și eu nu prea le primeam acasă, adică eu mereu găseam, eram cea care găsea mereu scuze să nu vin acasă, să nu mă fac de râs, că n-am camera mea, că toată lumea avea camera ei și eu nu am camera mea, eu trăiesc în condiții, nu erau condiții mizere, pentru că nu înțelegeți greșit, era curat în casă, era foarte curat, dar erau condiții foarte modeste, foarte sărace, eram săracă. Și era rușine să-mi chem prietenele la mine când vrășii se mai auto-invitau ele și nici eu nu mai preferam să nu merg la prietenele mele în vizită pentru că știam că urmează ca și eu să le chem la rândul meu și pentru că eu n-aveam unde să le primesc, preferam mai bine nu mă duc la tine, mai bine rupem prietenia decât să vii la mine acasă, înțelegi? Adică cam așa eram de săracă. Și țin minte că într-o vară eu cu mama făceam chirpici ca să facem, să ungem prispele, da? Și cum se face chirpiciu? Nu știu dacă voi știți. Eu am trăit la țară și știu cum se face chirpiciu. Știu și să prășesc, știu și să cosesc, știu să fac de toate. De la țară, din spectrul de țară, de viață la țară. Chirpiciu se face din balegă de cal sau de vacă. Se amestecă, se face un amestec, da? Mergi pe toloacă, noi aveam toloacă. Mergi pe toloacă, strângi balegă de cal și de vacă. Pui apă, pui paie și pământ și faci chirpici. Faci chirpici și cu acel chirpici iese așa o cremă mirositoare, bineînțeles, ce vă așteptați, dar este atât de... Eu și acum mi-amintesc de acele momente când aveam vreo 7-8 ani și mergeam cu mama pe toloacă să strâng balegă de vacă și de cal, să fac chirpici. Și apoi îl călcam cu picioarele, călcam acel chirpici cu picioarele și după aia ungeam pristele. Păi erau, nu știu, ca copil, mirosul ăla de... Vă dați seama ce mirosea, eu nu mai trebuie să explic, să fiu foarte grafic aici ca să înțelegeți. Aia a fost copilăria mea. Da, a fost așa cum a fost, am fost săracă, dar a fost, nu poți să-mi iei... plăcerea pe care o aveam ca și copil, pentru că ca și copil tu nu înțelegi ce este, ce e sărăcia, ce e bogăția. Tu nu înțelegi lucrurile astea. Tu ești copil. Tu trăiești așa cum trăiește familia ta, că ai ajuns în ea și trebuie să te adaptezi dinamicii familiei în care ai ajuns. Te trezești mică fiind în familie, băi, ăștia fac chirpici, păi hai, că i-a ajuns și eu, sunt și eu acolo. Deci te adaptezi ca și copil, tu ca și copil nu știi că ești sărac, tu n-ai de unde să știi că ești sărac până n-ajungi la școală și până nu ai termen de comparație, da? Până nu vezi la celălalt și te duci la prietena ta acasă, dau un exemplu, și vezi că ea are, nu știu, calorifer, are geamuri termopane, are... covoare persan, noi puneam covoare persan doar la Crăciun și la Paște și de hram, atât. Restul, strângeam covoarele persan, strângeam perdelele alea bune și puneam perdele de zi cu zi, puneam covoare de iută. Și te duci la prietena ta și vezi că ea are tot timpul covor persan și începi să faci comparații, știi?
Și abia atunci încep să-ți dai seama, băi, noi suntem săraci, dar săraci lipiți, adică nu... Și eu, asta e copilăria mea, eu, o parte, bineînțeles, o parte din copilăria mea. Da, deci cu miros de acela de lut, de baligă, de făcut prispe și vă spuneam că am trecut de la un subiect la altul și tot... Eu nu mi-am făcut niciun script, ca să știți. Vreau să vorbesc liber, vreau să vorbesc din suflet și cred că videourile astea sunt cele mai bine primite. Cel mai bine primite, că fac și dezacorduri. Și a venit această prietenă la mine, eu făceam acolo lut cu mama și ungeam prispele și... Când a văzut, m-a chemat la poartă. Eu nu m-am așteptat ca ea să vină și când m-a văzut cu mâinile pline de balegă, că făceam chirpici. Dar ce ai pe mână? Și după aia a spus la toată școala știa că Monica este săracă și că face lut cu balegă acasă ca să-și ungă prispele pentru că nu are trotuare. Nu știu cum să vă zic, cum am primit... Acest bullying, nu știu, am râs. Deci când mi-a zis, a venit un... Și după aia când m-am dus luni la școală, asta s-a întâmplat sâmbătă, eu când m-am dus luni la școală, a venit un băiețel la mine și mi-a zis Monica e săracă, că face lut cu balegă acasă. Și am râs și am zis așa, și care e problema? Da, fac lut cu balegă acasă, care e problema? Am fost așa foarte nonșalantă și i-am dat-o peste nas. Și care-i problema? Da, fac lut, mi-asum, de ce săracă, de nu am bani de trotuar. Chiar nu aveam bani, deci nu aveam bani pentru că, fratele, de ce nu aveam bani? Părinții mei au investit foarte mult în educația noastră și pentru acest lucru noi le suntem recunoscători. Și fratele meu era deja la liceu și el trebuia... Eu nu știu dacă știți, dar părinții care au purtat copiii în școală și care au trebuit să le plătească chirie sau gazdă, a trebuit să le plătească întreținerea acolo, să se întrețină la oraș. O familie din provincie, de la țară, care avea copil la oraș, la școală și îl purta în școală și un copil care să învețe, nu care să piardă timpul cu naveta și să nu învețe nimic. Nu, să-l poarte în școală, nu mai avea bani să facă trotuare, să-și facă gard, nu, pentru că toți banii, tot ce venea, toate inputurile din casă, se duceau către copilul care era la oraș. Se duceau în educația acelui copil. Părinții mei de asta n-au avut bani. Nu că au fost ei leneși și că n-au vrut să facă, poate că se putea face mai mult. Și să știți că eu am avut o perioadă de câțiva ani în care le-am reproșat foarte mult părinților mei că n-au făcut nimic pe lângă casă. În special tatălui meu îi reproșam lucrul acesta, dar apoi am crescut mare și am înțeles. Am înțeles că e ușor să judeci, dar e mai greu să te pui în pielea acelor oameni. Părinții mei l-au avut de purtat pe fratele meu în școală, în liceu, în facultate, n-a fost ușor. Și mai eram și eu care trebuia să merg la școală. Eu eram în școala generală. Când fratele meu era la liceu, eu eram în școala generală. Și n-aveam bani. Adică era banii cu porția. Dar niciodată, nu vreau să fac videoul ăsta ca să înțelegeți că mă plâng sau le reproșez ceva părinților mei, în niciun caz. Ideea este că mie nu mi-a lipsit ca și copil nimic. Nu mi-au lipsit hainele, nu mi-a lipsit mâncarea niciodată. Dimpotrivă, a fost peste... însă n-a fost mâncare așa cum cred, cum este acum. Eu n-am crescut cu iaurt, banană, fructe, nu. Borș, mâncai borș o dată pe zi, dimineața mâncai o felie de pâine cu gem, la amiază mâncai o strachină de borș și seara mâncai macarone cu brânză, lapte cu orez, tot felul de mâncăruri, ardei umpluți, mă rog, tot felul. Adică se făceau, dar, atenție, friptură, suc, friptură, prăjitură, doar de Crăciun și de Paști și de Hram și rare ori făcea, ne permiteam să mâncăm și într-o sâmbătă și duminică. Adică la sfârșit de săptămână, sâmbăta și duminica, mai tăiam o pasăre, mai făceam ceva, deci așa am crescut. N-am crescut cu iaurțel, cu bănănuță, cu ciocolățică, cu ceva dulce, ceva sărat, ceva dulce, ceva sărat, nu. Dar am crescut.
nu mi-a lipsit nimic și eram foarte sănătoasă. Credeți-mă, eram sănătoasă atunci. Din punct, bine, răceam des și aveam o imunitate slabă, dar ca și boli așa mai grave n-am avut. Și atunci a fost prima dată când am primit bullying de la școală, în cadrul școlii, pentru faptul că sunt săracă. Dar i-am dat așa peste nas și acelei fete și băiatului care veniseră să râdă de mine. Însă, când m-am dus acasă, am stat așa eu cu mine și am realizat că, măi, ei au dreptate, eu chiar sunt săracă. Și atunci eu mi-am propus să învăț foarte bine, pentru că copiii săraci care vin din familii sărace de la țară știu că sărăcia e cea mai bună motivație ca să faci ceva cu viața ta. Mi-am propus să învăț atât de bine și m-am ambiționat și mai era și fratele meu care învăța foarte bine și atunci m-am ambiționat să-l urmez, astfel încât să scap de sărăcie. Eram conștientă că singura cale să scap de sărăcie era să învăț atât. Pentru că n-aveam pile, nici acum n-am pile. Mă rog, pile în sensul în care să intru undeva. Acum poate că aș putea intra undeva, dar mai târziu, poate când eram mică, aș fi vrut să am bani. Acum îmi dau seama că nu asta este important și mă bucur pentru copilăria pe care am avut-o, pentru că m-a învățat foarte multe lucruri. Sărăcia te învață foarte multe lucruri. Bogăția nu te învață decât că ai și trebuie să cheltuiești. Sărăcia te învață să chibzuiești, te învață să ai bun simț, te învață să lupți, să fii motivat, să fii determinat, să ai ambiție, să faci, să dregi, pentru că ești sărac și că vrei să scapi de sărăcie. Și cum altfel, ce alte arme, o familie simplă, ce alte arme poate să aibă decât educația și învățatul? Și atunci m-am învățat foarte bine, îmi plăcea să învăț, nu a fost o obligație, dar am fost ambiționată să învăț ca să scap de sărăcie. Și așa am făcut. Tot așa, când am mers la liceu și țin minte că toate... Eu când am ajuns la liceu, am învățat într-o clasă în care erau copii de bani gata. Mai mult de jumătate din copii erau copii de bani gata. Fratele meu, de exemplu, când a făcut liceu, avea copii la nivel financiar ca și el. De la țară, veniți cu greu, cu părinți care muncesc. Ei, la mine a fost diferit. De aceea, dacă o să aveți ocazia, dar nu știu dacă o să aveți ocazia pe acest canal, să-l vedeți pe fratele meu cum s-a dezvoltat și să mă vedeți pe mine, noi ne-am dezvoltat diferit. Încă de la liceu, noi am plecat din aceeași casă, am urmat aceeași școală generală, dar la liceu, fratele meu a nimerit într-o clasă cu copii săraci, modești și are prieteni pe viață de acolo. Ei bine, eu am nimerit într-o clasă cu copii de bani gata. Și eu deja am început să mă dezvolt diferit. În ce sens? În sensul în care trebuia să mă adaptez, pentru că altfel erai batjocorit, călcat în picioare. Și eu mai eram și prima pe clasă și țin minte că a venit odată la mine o colegă, își dorea tare mult pentru că eu eram prima pe clasă. Și intrasem la liceu Spiru Haret cu cea mai mare medie. Deci eu am învățat cel mai bine din... cea mai mare medie din tot liceu. Deci eu am învățat cel mai bine și am intrat prima. Și toată lumea se mira, băi, cum a intrat asta la filologie cu o medie atât de mare la matematică? Aveam 9,64 la matematică, ceva de genul, la capacitate. Și toată lumea, băi, cum a intrat asta la filologie și atât de bine se descurcă la matematică? Și era o colegă de bani gata în liceu care vroia tare mult să vadă unde stau eu, cum am crescut eu că învăț așa de bine. Și s-a auto-invitat ea, eu n-am invitat-o, dar s-a auto-invitat ea la mine acasă, la țară. Și m-am trezit cu ea la ușă, într-o sâmbătă. Era și ploua, aveam hainele băgate de afară în casă, pe cuptor, erau haine. Și s-a uitat și a zis că, băi, dar ce balegă mănânci tu aici, de poți să înveți atât de bine? Ai mintea undeva, o ții pe aici, prin grajdurile astea, ai minte? Și eu mă uitam așa la ea și ea nu pricepea cum eu, dintr-o familie atât de săracă și cu o condiție atât de modestă, pot să îi întreg pe toți ceilalți care
au bani, care au fost la pregătire, care au dat bani la meditații, care au făcut cu nu știu ce profesor universitar pregătire și nu înțelegeau. Cum? Cum? Tu așa săracă și să te ridici în fața noastră. Eu, când eram în clasa 9, am învățat Luceafărul întreg. L-am spus fără să clipesc pe de-a rost în fața clasei și toată lumea s-a mirat pentru că am fost singura din clasă care știa Luceafărul. Mă rog, astea sunt nimicuri. Mă rog, după ce am... Când crești, îți dai seama că lucrurile astea sunt nimicuri. Dar ca să vă fac așa o idee, că deși eram săracă, învățam cel mai bine din școală, mergeam la olimpiade, la concursuri, profesorii mă iubeau, aș putea spune, eram ca și fiica lor. Și atunci iarăși m-am simțit foarte prost când a venit acea prietenă, acea colegă să vadă unde stau eu și mi-a zis că ce balegă mănânci tu, că înveți așa de bine. Care e secretul? Cu ce te hrănești? Cu ce balegă te hrănești ca să înveți așa de bine? Pentru că vedea că nu am o condiție financiară bună. La fel, erau odată toate fetele din clasă, fiind fete de bani gata, aveau telefoane cu smart touch, da? Cu touchscreen. Abia apăruseră atunci telefoanele cu touchscreen. Eu aveam telefon cu butoane. Pam, pam! Atât aveam! Atât aveam! Nu puteam munci la vârsta aia. Eram, mai ales că aveam și probleme de sănătate. Abia descoperisem problemele la inimă. Avusesem operația de apendicită, deși de chist ovarian. Am avut probleme cu dinții. Doamne, cât am mai tras cu dinții, operată. Nu aveam bani și nici puterea să muncesc la vârsta de 12-14 ani, astfel încât să-mi cumpăr și eu un telefon sau să-mi cumpăr nu știu ce haină sau să-mi cumpăr nu știu ce papuci. Și țin minte că toate fetele erau pe telefon, eram așa un grup adunate în jurul băncii mele și toate erau pe telefoane cu touchscreen. Și telefonul meu era cu butoane și era ascuns adânc în geantă, în fundul genții, astfel încât să nu-l vadă nimeni. Și la un moment dat o colegă îmi spune, dar scoate și tu telefonul tău, știi? Și zic, nu, că eu nu stau pe telefon, eu nu vreau, știi, eu încercam să ascund și să nu scot telefonul meu, care era telefon cu butoane și era, vai de capul, era atât de mic. Și telefoanele lor erau atâta cât palma. Și fetele au început să insiste, dar scoate telefonul, dar scoate telefonul. Am scos telefonul, ce era să fac? Am scos telefonul. Am luat geanta, nu vă spun cu ce greutate am scos telefonul. Zici că a durat 100 de ani să scot eu telefonul ăla amărât cu butoane. Puteam numai să vorbesc pe el și să joc Snake, șarpele pe telefon, râma, jocul ăla. Atâta puteam să fac pe telefonul ăla. L-am scos din geantă și toată lumea a râs. Și l-am băgat înapoi. Și, da, ăla iar a fost o formă de bullying pe care o țin minte și acum, dar nu m-a afectat, nu știu cum să vă spun. Acum când îi aud pe copiii ăștia, vai, a râs de mine, eu am venit și am plâns acasă 3 zile. Nu exista așa ceva, eram copil de țară. Copiii de țară nu plâng 3 zile când le spune cineva că e prost. Dacă spune cineva ești sărac, tu îi dai una peste nas și îi spui, da, și ce dacă? Și mergi mai departe că ești copil crescut la țară, ești copil, cum să spun, călit. La țară morții se țin în casă. Despre ce vorbim? Copiii de la țară scăliți. Deci pe mine tot, eu povestesc acum, poate prin acest video mă gândesc că poate încurajez copiii din ziua de astăzi care sunt săraci să vadă că se poate. Că eu de acolo am plecat și uitați ce am ajuns. Știți? Și încă mai am lucruri de dovedit. Sunt abia la începutul carierei mele. Dar așa ca să vă dau o idee, eu nu mă plâng acum sau nu vin aici ca victimă, în niciun caz. Vreau doar să râdem, de ce nu împreună, de amintirile mele și să vă dau un imbold că se poate. Se poate și să pleci de la țară și să pleci de la coada vacii și să pleci de la lut și balegă și să ajungi mari doctori, mari oameni care au învățat bine și care au învățat cu adevărat carte, sunt oameni care au plecat de la coada vacii. Eu am înțeles lucrurile astea mai târziu. Atunci când eram copil, bineînțeles că nu-mi plăcea situația. Nu pot să zic că m-a afectat, nu m-a afectat niciodată. Pentru că eu eram așa de bățoasă și băiețoasă, spuneam, da, și ce, mă doare în pix. Când am telefon cu butoane, e extraordinar. Când n-am fost niciodată genul ăla care să vină acasă, să plângă, să intre în niște traume, nu. Dar vă povestesc așa, că s-a râs de chestia asta, am băgat telefonul în geantă, nu l-am mai scos. În fine,
Și au mai fost situații de genul ăsta. Eu nu mi-am făcut niciodată ziua de naștere, de exemplu. N-am chemat niciodată prietenii la mine. Ce altceva. Dar în liceu am început să puneam bani deoparte. Strângeam bănuți. În liceu am fost și promotor, adică promovam produse prin mall, prin Carrefour și primeam niște bănuți. Puneam bănuți deoparte și îmi cumpăram câte o haină, câte o vestă de blan. Îmi plăceau mie blănurile, atunci eram fiartă pe blănuri. Și totuși nu se simțea, să nu credeți că eram îmbrăcată prost sau pentru că eram săracă și nu. Niciodată nu s-a văzut sărăcia, doar dacă te uitai la telefon sau dacă te uitai, nu știu, sau dacă veneai la mine acasă, îți dădeai seama că eu sunt săracă. Dacă te uitai la mine pe stradă, eu, pentru că trebuia să mă integrez la standardul fetelor cu care eu stăteam în clasă. Și atunci am cumpărat haină de blană, artificială blană, dar haină de blană, aveam destul de multe veste de blană, puneam bănuții deoparte, bănuții pe care mi-i dădea mama săptămâna de săptămână să trăiesc la oraș, eu mai cumpăram haine, mai lăsam mâncarea, lasă că mâncarea poate să stea, dar nici nu mâncam atunci foarte mult, n-aveam nevoie de prea multă mâncare, mâncam o dată pe zi. Și mai cumpăram câte o haină frumoasă, aveam gusturi bune atunci și eram chiar, adică, printre cele mai îmbrăcate, bine îmbrăcate fete din școală, dacă ăsta poate fi un clasament, să zic așa, deși nu contează la nimic că ești bine îmbrăcată, ce contează. Și cumva m-am integrat în gașca fetă, nu știu cum am reușit, prin faptul că mă îmbrăcam frumos, mă macheam așa, îmi făceam părul frumos. M-am integrat în gașca fetelor bogate și am fost multă vreme în gașca fetelor bogate. Până când, nu știu, am ieșit pentru că mi-am dat seama că nu avea, adică, cum să zic, n-avea niciun, deja eram în toate găștile, ca să zic așa. Nu mai trebuia să fim doar într-o gașcă. Eram toți la un loc. Și atunci n-a mai fost nevoie, dar nu s-a simțit niciodată. Asta încerc să spun. Chiar dacă eu de acasă am fost săracă, nu s-a simțit când am mers la școală, în societate. Societatea nu își va aminti de mine că, uite, era aia prost îmbrăcată sau, nu știu cum să spun, cu haine ponosite sau... Nu, niciodată. Eu am fost aia bine îmbrăcată chiar. Și toată lumea se mira de unde are asta bani să-și cumpere mereu haine, dar nu știau că eu pur la saltea bani, adică despre ce vorbim. În fine, din liceu am dezvoltat pasiunea pentru haine de atunci. Nu zic că asta e important. Ideea e să te simți bine cu modul în care, cu atitudinea pe care o adopți. Eu aveam și o atitudine așa foarte, cum să zic, je m'en fiche, foarte sigură pe mine, știi? Păream foarte sigură, nu păream săracă. Păream, dimpotrivă, mai bogată, știi? Dar nimeni nu știa că, de fapt, acasă e sărăcie mare, casă e vai și amar. Și uite așa am trăit. Și uite așa am crescut. Și uite așa, la 14 ani am plecat în gazdă și am stat singură și am început să am baie, dar nu mă lăsa gazda să fac baie decât o dată pe săptămână, adică mai rău decât acasă, unde făceam de două ore aici la gazdă, aveam voie doar o dată pe săptămână. Și am trăit așa, 3 ani de zile. Deci, n-a fost ușor. După aia am stat în frig, în chirie, în frig, și după aia am plecat la Cluj. La Cluj deja începusem să-mi câștig bănuții mei, începusem să lucrez, începusem să-mi permit mult mai multe lucruri. Și am făcut facultatea, dar pe tot acest parcurs pe care eu vi l-am spus, un lucru important și esențial este că eu am învățat foarte bine. Foarte bine am învățat. Adică mereu am fost prima la învățătură. Și lucrul acesta m-a ajutat să mă ridic. Și din marea de... Imaginați-vă că într-o facultate, da, la jurnalism, sunt 200 de studenți, să zicem. Eu am reușit din acei 200 să mă remarc și să fiu recomandată mai departe. De aceea eu am reușit în carieră și alții poate nu. Pentru că am învățat bine. Pentru că am adunat cunoștințe, pentru că m-am implicat în proiecte, pentru că am muncit. Pe brânci am muncit. Credeți-mă, aveam perioade când eram foarte bolnavă și învățam cu cărțile pe genunchi. Pentru că eram bolnavă. Țin minte perioada în care
Am avut probleme cu dinții. Păi, a fost teroare, mi s-a umflat capul atâta. Și stătea mama cu gheață pe capul meu ca să nu mă umflu mai tare. Deci am învățat și am muncit foarte mult pentru a avea ceea ce am astăzi și pentru a ajunge unde sunt astăzi. Cum am reușit să mă ridic de la sărăcie până în momentul de față când pot să-mi permit o vacanță, o haină, o căsuță, adică, cum să spun, un loc unde să stau. Încă nu-mi pot permite casa mea, dar voi munci și în direcția asta. Cum am reușit? Prin muncă. Prin muncă. Învățat, stat nopțile, nu vreau să vă zic stați nopțile. Eu am stat, voi nu trebuie să stați. Dar am fost atât de motivată, am stat nopțile, am învățat, am citit. Țin minte că într-o vară am citit undeva la 100 și ceva de cărți din literatura universală. Am o cultură generală foarte bună, poate prin ceea ce fac și prin vlogurile mele, nu... Din vlogurile mele nu relevă lucrul acesta, faptul că eu am o cultură generală bună. Dar da, pentru că am învățat bine și am o cultură generală bună. Și la istorie, și la geografie, și la toate materiile. Adică școala, că mulți spun că la ce te ajută școala? La asta te ajută. Să-ți faci o cultură generală, să știi să vorbești în societate, să știi să te ajută atât de mult, te dezvoltă. După aia, ceea ce îți alegi tu să faci, meseria pe care ți-o alegi, aia este cu totul altceva. Mergi la facultate și te specializezi pe domeniul respectiv. Dar până la facultate, tu trebuie să înveți lucruri generale, tu trebuie să ai o cultură generală, trebuie să știi. N-a existat carte în liceu din programa școlară pe care eu să nu o fi citit. Și citeam și literatura universală, adică nu citeam doar ce era în programă, citeam și suplimentar foarte multe cărți. M-a ajutat. Dacă trag linia acum, da, pot să zic că m-a ajutat, să zicem, într-o mică măsură, dar m-a ajutat. Mi-a construit o bază. O bază de atitudine, de vocabular, de comportament și așa mai departe. La facultate, v-am spus, am muncit, am învățat și așa tot din recomandare în recomandare, de la profesor la profesor, am ajuns să lucrez în diferite instituții de presă, să adun experiență. M-am întors la Suceava din cauza problemelor de sănătate. Dacă nu erau probleme de sănătate, probabil aș fi rămas la Cluj și aș fi făcut jurnalist sau aș fi plecat la București, pentru că aveam oferte la București să merg să lucrez. Aveam la Realitate o ofertă pe care am refuzat-o și la Antena 3. N-a fost să fie pentru că au fost problemele de sănătate. Dar Dumnezeu știe mai bine de ce a fost așa și n-a fost invers. Și uite că acum m-am întors în Suceava, am un job ok, și mă pot întreține singură, asta este cel mai important, munciți pentru voi să vă puteți întreține singure. Chiar dacă sunteți femei, eu am un mesaj acum pentru toate fetele tinere care mă urmăresc și toate femeile. Munciți, dragilor, să aveți banul vostru. Învățați să aveți banul vostru, e foarte important. Să nu depindeți de niciun bărbat. Da? Deci nu trebuie să depindeți financiar de nimeni și de nimic. Învățați să aveți banul vostru după aia. Copii, familie, poți să faci și un pic mai târziu, nu foarte târziu, dar prima dată este important să ai banul tău. Eu nu aș putea trăi să cer bani la bărbat. Să spun, uite, dăm că trebuie să facem cumpărături în casă. Doamne, ferește, deci ce eu sunt handicapată, nu pot lucra? Deci nu aș putea să trăiesc pe banii unui bărbat, niciodată, nu știu, nu, așa sunt construită. Eu nu pot să trăiesc să-mi fac o familie fără să știu că eu nu am banul meu, că nu câștig și să câștig cât de cât ok, adică n-aș putea să stau pe banul altuia. De ce, omul ăla? Și eu la pensie ce fac? Că eu n-am vechime dacă nu lucrez. Ce fac la pensie? Deci nu, dragilor, prima dată construiți-vă carieră, construiți-vă baza financiară, după aia soțul vine și în momentul în care tu ai o bază financiară, îți ridici standardul și nu mai alegi, uite, mă duc după ăla care are casă, nu știu ce, și că chiar dacă îi vai de capul lui, adică nu are o școală, dar nu mai alegi așa la voia întâmplării, deja îți ridici standardul, alegi cu cap,
În momentul în care ai o școală și ai, foarte important, ai o educație, ai un job, ai banii tăi, ai mașina ta, nu depinzi de ăla, vină și ia-mă cu mașina că uite, sunt aici și nu pot să ajung, nu știu ce. Tu ai mașina ta. Tu nu mai depinzi de el și îți ridici standardul. Tu poți să alegi după aia să alegi mai bine pentru familia ta. Să alegi un om, nu știu, care să te împlinească sufletește și nu să depinzi de el financiar. E foarte important. Fiți independente, dragele mele. Încercați să aveți banul vostru. Asta este ceea ce vă îndrum. Cam asta a fost povestea mea și asta vreau să vă zic că mă regăsesc în filmulețul de la început, ca să reiau cum am început acest vlog. Am început de la filmulețul fetiței care spunea că este rușine și că copiii râd de ea la școală. Și am fost acolo. Hello! Și am fost acolo și uite că am reușit prin muncă și efort să ies. Sigur poți și tu, cel care mă urmărești, dacă ești acolo în momentul de față, poți să ieși liniștit. Dacă eu am putut, poți și tu. Și mai vreau să spun un lucru. Faptul că se râde de un copil, că este sărac, vina nu ia copilului care râde. Vina e a celor doi părinți care l-au crescut pe acel copil care râde. Indiferent, dacă ești părinte de copil și ești bogat sau sărac, învață-ți copilul să respecte oamenii, indiferent dacă sunt săraci sau bogați. Da? Să le acorde același nivel de respect, pentru că e foarte important. Să fii bogat nu e atât de greu. Ai plecat în străinătate, te-ai dus pe Germania 2 luni, ai făcut bani, ți-ai luat mașină, wow, ce mișto, sunt bogat. Dar să fii om și să știi să acorzi același respect și unui om sărac, e mare lucru. Să ai un vocabular, să știi să vorbești, să știi să negociezi un contract sau o situație, să știi să-l faci din vorbe pe omul din fața ta care încearcă să te fraierească, e mare lucru. Așa, să mergi în străinătate, să lucrezi, să pui bani, dar tu să n-ai o școală, să n-ai o cultură, nu știu ce rost are acel ban. Văd foarte mulți, din păcate, tineri în ziua de astăzi care iau drumul străinătății. Eu nu spun că este greșit, în niciun caz. Poate că și eu aș fi făcut asta dacă aș fi avut o condiție fizică mai bună. Dar mulți nu au baza necesară, adică nu știu cum să spun, abia treceau clasa. Păi, dacă să ajungi să abia să treci clasa, înseamnă că chiar ești, nu știu cum să spun. Învățați. Culturalizați-vă. Nu vă place ceea ce vă pune în programa școlară? Învățați altceva. Nu vă pune nimeni să învățați ceea ce vă dau ăștia pe gât de la Ministerul Educației. E apă de ploaie. Dar învățați altceva. Citiți despre altceva, ce vă pasionează pe voi. Citiți despre, nu știu, grădinărit. Vă place să grădinăriți? Cultivați-vă, citiți cărți. Vă place să, nu știu, să construiți? Mie când eram mică îmi plăcea să construiesc din lemn. Citeam cărți, mă uitam la chestii de arhitectură. Citiți, autodocumentați-vă, culturalizați-vă. E foarte important. Eu nu spun să citiți acum Ion. Ce-a făcut Ion cu Ana și cu Florica. Nu. Nu asta este culturalizarea. Dar citiți pentru voi lucruri ca să fiți, să vă îmbunătățiți. Cartea te deșteaptă. Nu mai înjuri. Dacă, vă garantez eu că dacă citiți o carte, și cu mâna pe inimă vă spun, deschideți o carte, citiți-o. Nu o să mai simți nevoia să înjuri și să ai un vocabular depravat de mahala dacă ai citit o carte. Credeți-mă! Deci cam ăsta a fost mesajul meu. Părinții sunt de vină pentru atitudinea copiilor care râd de cei săraci. Totul pleacă de la părinți până la urmă. Și e foarte important să ne învățăm copiii să acorde același respect oamenilor în societate. Fie că este gunoierul din colț, să-i dea bună ziua, fie că este, nu știu, președintele țării. Da? Deci trebuie să fim oameni între oameni și să fii om e lucru mare, credeți-mă. Cam acesta a fost videoul de astăzi. Doamne, cât am mai vorbit, eu nu știu ce o să iasă la editat acest vlog.
Doamne ajută! Cu Doamne ajută înainte, mă duc să-l editez și să-l postez. Eu sper din suflet că v-a plăcut acest video și sper din suflet că am fost focalizată, că nu văd până acolo. Și dacă n-am fost, eu nu știu ce fac, că nu mai filmez încă o dată. Sper că am fost focalizată. Am filmat fără ochelari. Ceva inedit, premieră. Nu știu dacă mai am vreun video filmat atât de lung fără ochelari. Vă spun că mă mai țește capul de simt că leșin. Așa mi se învârte camera cu mine. Eu fără ochelari nu văd, adică... vai și amar. Dar nu știu ce mi-a venit să filmez fără ochelari. Când pun ochelarii, se adună aici fondul de ten. Aici. Și nu-mi place deloc. De la ochelari, pentru că transpir și pentru că se freacă în zona asta și se adună fondul de ten. Și acum n-am vrut să se adune. Și uite că sper că a ieșit bine acest video. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Scrieți-mi în comentarii părerile voastre, să știți că le citesc cu drag. Răspund când am timp, să știți că când am timp, primul lucru pe care îl fac este să răspund la comentariile voastre. Deci pentru mine, voi sunteți importanți. Comunitatea de aici este importantă și ceea ce fac aici pe YouTube este important. Și sper că lucrul acesta se vede. Se vede faptul că dau 110% și pun suflet în ceea ce fac aici pe YouTube. Așa că dacă ți-a plăcut, abonează-te și susține-mă cu un like, cu o distribuire, cu o abonare. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses!